Alin Văcaru a anunțat că va candida pentru șefia PSD Gorj la alegerile din această toamnă. Deputatul a afirmat că va intra în cursa electorală chiar cu Florin Cărciumaru și nu se teme de acest lucru. În schimb, senatorul Cărciumaru i-a transmis lui Văcaru că este prea devreme să poarte astfel de discuții. A ajuns deputat de Gorj la alegerile din luna decembrie. Alin Văcaru și-a propus acum să obțină și șefia PSD Gorj și nu se teme de confruntarea cu Florin Cărciumaru. Sunteți dispus să intrați într-o competiție chiar și cu domnul Florin Cărciumaru? Dacă simt că am susținere, normal, că nu mă dau la o parte de la nicio competiție. Dar deocamdată v-am spus, avem un președinte, sunt convins că domnul Cărciumaru are susținere în continuare. Și dacă are susținere, e normal să lăsăm același om să continue. Asta vreau să vă întreb, nu s-a putut discuția acolo la București, că știți că pentru tinerii echipe, toată lumea a vorbit de acest aspect. Nu, nu s-a purtat, de aceea s-au și termenul de alegeri în teritoriu s-a stabilit să fie în toamnă. Cârciumaru îi atrage atenția lui Văcaru și spune că este prea devreme să discute despre președinția partidului, iar el nu a avut niciodată contracandidat pentru acest post. Cred că este prea devreme să comentăm pe această temă. Ar fi prima dată când ar fi mai mulți candidați pentru funcția de președinte? Deci, așa cum nu mi-a fost frică ani de zile de concurență, fie pentru postul de primar, fie pentru postul de președinte a organizației PSD, deci de această dată nu este frică de concurență. Mihai Weber anunță că nu va dori să intre în cursa pentru șefia partidului. Eu am spus-o de la bun început. Atunci când doresc ceva, fiți primii care veți fi anunțați. Nu am nevoie de niciun fel de portavoce să spună lucrul acesta. Sunt președintele executiv, nu mi-a dorit niciodată funcția de președinte. Am spus-o foarte clar. Duetul Cârciumaru-Weber și Alin Văcaru se va lupta în toamnă pentru obținerea șefiei PSD Gorj.